Un accident rutier mortal a avut loc aseară pe bulevardul Cea Rosetti din Iași. Un pieton a fost lovit în plin de un autoturism după ce acesta s-ar fi deplasat pe mijlocul drumului. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă, fiind declarat decesul. Momentan nu se cunoaște motivul pentru care pietonul se deplasa pe carosabil. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că o auto utilitară ar fi acroșat un pieton care se deplasa neregulamentar pe partea carosabilă, în urma impactului persoana decedând. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările continuă.